să facă ca peste locul acesta prezența Lui să fie simțită. A fost în prima seară o experiență deosebită a ucenicilor și nu este niciodată prea, cum să zic eu, prea deosebit să nu avem o surpriză de la Domnul Iisus Hristos. Sunteți gata de surprize? Haideți să ne apropiem inimile de El și să cântăm frumoasa cântare, tradiționala cântare, Hristos a înviat din morți. Ridicați-vă. Și te laud din toată inima, pentru că am crezut adevărul acesta, că Iisus Hristos este Mântuitorul, este Cel ce și-a dat viața mai întâi, dar El este viu și prin puterea Lui lucrează între noi și în noi. Binecuvintează, te rugăm, fiecare inimă. Doamne, Tu ne cunoști de aproape și te rugăm frumos ca să te apropii și acum ai venit la ucenici, atunci în prima zi. Tu știi poate îndoiala, Tu știi suferința, Tu știi boala, Tu știi durerea, Tu știi tot ceea ce trece prin mintea și inima noastră, orice confruntare. Doamne Dumnezeule, numai Tu ai puterea să ne eliberezi, să ne vindeci, să ne întărești pe fiecare dintre noi. Te rugăm, fă lucrul acesta. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, ca și cum ai venit atunci la ucenici, pe neașteptate. Lasă, Doamne, ca ceea ce mintea noastră și înțelegerea noastră așa de mică nu poate să priceapă, te rugăm, fă lucruri în seara aceasta pe care nu le putem înțelege, pe care nu le putem explica, dar în care, Doamne, Tu te arăți spădit. Că ești Dumnezeul care ai putere peste moarte și viață, peste boală, peste păcat, peste orice neputință cu care ne confruntăm. Îți mulțumesc pentru părinții care sunt în seara aceasta, pentru bunicii care sunt aici, binecuvintează-i. Te rog să dai binecuvântarea Ta și peste copiii care sunt în biserica Ta. Te rog să binecuvintezi pe sora Agata, să binecuvintezi programul care vor avea. Și Doamne Dumnezeule, fă ca și inima lor să vibreze de acest adevăr extraordinar. Și fă ca la vremea potrivită, puterea învierii să schimbe, Doamne, și viața lor și să-i ajute să guste din darul vieții veșnice. Binecuvintează, te rugăm, cântarea din seara aceasta și te rugăm să binecuvintezi, Doamne, pe toți aceia care
au venit în locul acesta. Doamne, îți mulțumesc pentru toți aceia care se pun la dispoziția Ta și fac lucruri care nu se văd și nu sunt cunoscute întotdeauna. Răsplătește-le pentru lor. Și văd, Doamne Dumnezeule, ca în lucrarea aceasta să putem să propășim prin puterea Ta, să putem să facem ceea ce este plăcut înaintea Ta, potrivit cu voia Ta. Binecuvintează și pe cei bolnavi. Te rog să te îndur de fiecare și te rugăm să te îndur, Doamne Dumnezeule, de cei ce n-au putut să fie aici. Lasă puterea Ta peste ei acolo unde sunt. Binecuvintează lucrarea Ta oriunde se face, slujitorii Tăi. Și fă ca ziua aceasta, Doamne, să fie o zi specială pentru aceia care încă nu și-au predat viața Ție. Pentru aceia, Doamne, care vor să cunoască puterea Ta, lucrează, Doamne Dumnezeule. Cred din toată inima că Tu ești gata să faci lucrul acesta. De aceea îți mulțumesc. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Ocupăm locul și continuăm să rugăm pe Domnul. Preferul spune, Tu putea să poboare, dar dragostea lui pentru mine l-a pionit, gândindu-se la când încă nu era,
De mere de dimineață, cu mirasme, cu inimele pline de iubire, cu glasul lor tare a strigat, mormântul gol, Hristos a înviat! Da, El e viu, nu mai căutați prin cercei morți, se va arăta în Galileea, cum va înveța, credeți cu toți, Hristos a înviat! Maria l-a căutat, a insistat, odată n-aș putea vedea, a stat, a plâns și l-a aflat când el i-a zis, sunt eu, Maria, am înviat. Thank you.
voi, frați? De ce atât de repede mă îndepărtați? Cuvântul spus de Domnul trebuie ascultat. Credeți și voi din inimă? Hristos a înviat! La frângerea pâinii, ei l-au recunoscut. Și îndată, pe drum înapoi, ei au așternut. Găsindu-i la oaltă, atunci ei au strigat: fraților, este viu! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și în Galileea, curând, ei l-au văzut. Peste 5.000 de oameni atunci au crezut. Da, toți cei credincioși vor venea pe noi. Căci pe cel ce a murit și a înviat apoi, căci va veni cu slavă și mărie să-și aducă toți cei credincioși pe veci în strălucire. Hristos a înviat și fiu pe vecii vecilor. Amin.
cale și părinții se ocupă și e o investiție bună să vă pregătiți pe copii în domeniul muzicii, dar m-am gândit că, nu știu, câți din asta ați auzit că vor să fie predicatori. Mă rog ca Domnul Dumnezeu să ridice și predicatori din copiii aceștia. Să facă și muzicieni buni, dar în mod deosebit, oriunde ar fi, fie de la ambon sau în felul în care Dumnezeu le va călăuzi, să fie vestitori ai adevărului lui Dumnezeu. Amin. Amin. Continuăm să ne rugăm unii pentru alții așa cum facem și amintesc din nou pe sora Grama, sora Soraya Agata în România. Rugați-vă și pentru sora Roda și sora Lidia și pentru o situație specială cu care se confruntă în România. Rugați-vă ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze toți frații din biserică, în mod deosebit pe cei care trec prin probleme de sănătate. Rugați-vă și pentru lucrarea Domnului, ca Domnul Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Rugați-vă pentru frații din comitet, rugați-vă pentru mine, rugați-vă ca Domnul Dumnezeu să ne ajute să putem, într-adevăr, să ne supunem fiecare dintre noi, să știm voia lui Dumnezeu și să vrem să o facem din toată inima. Amin. Serviciul următor va fi duminică dimineața la ora 10 în locul acesta. Dimineața la ora 10, iar după masă la ora 5. Acum ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie în timpul de Thank you.
În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El i-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus i-a zis, o nepricepuților și zăbatnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit toate scripturile ce era cu privire la El. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăvuit de El și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El i-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, El i-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalm. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovădească tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori a acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Ocupăm locul și corul va lua. Thank you.
am prezentat dimineață. Semnificația învierii. Acum o să-mi dați voie și o să-mi cer voie ca să fac o foarte succintă recapitulare a ceea ce am învățat dimineață. De data aceasta o să încercăm să citim numai foarte puține versete din Sfânta Scriptură care dovedesc cuvintele pe care le-am spus dimineața. Am spus că ucenicii, oameni, preoți, toți care au venit în contact cu Domnul Iisus Hristos, toți se întrebau, cine este acesta? Niciunul în afară de Petru nu l-a recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu. Învierea, a spus dimineață, dovedește că Fiul lui Dumnezeu cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu, nu tâmplarul din Nazaret, prin faptul că a înviat din morți. Acum aș vrea să citim din Scriptură dovada cea mai puternică legătură cu aceasta. În Romani, capitolul 1, versetul 3 și 4. Am să citesc numai versetul 4. Iar în ceea ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul morții, Domnul nostru. El este Fiul lui Dumnezeu dovedit prin înviere că este Fiul lui Dumnezeu. Apoi a spus că Dumnezeu a primit jertfa din mâna Lui. Învierea pe care o sărbătorim noi astăzi a dovedit faptul că Dumnezeu a primit jertfa din mâna Domnului Iisus Hristos, jertfa pe care o aducea pentru păcatele noastre. Și acum aș vrea să citim dovada din Sfânta Scriptură în legătură cu aceasta. Romani, capitolul 4, versetul 24 și 25. Și este scris și pentru noi cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Învierea Domnului Iisus Hristos demonstrează că Dumnezeu a primit din mâna Domnului Iisus Hristos jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și spuneam dimineață, a treilea lucru în legătură cu semnificația învierii Domnului Iisus Hristos, dacă Hristos n-a înviat, credința noastră este zadarnică. Pentru că noi credem în viață veșnică câștigată prin Domnul Iisus Hristos. Și dacă El n-a înviat, înseamnă că nu putem nici noi să avem viață veșnică. Înseamnă că nici noi nu vom învia. Dar spune Scriptura, dar acum Hristos a înviat pârga celor adormiți. Și în Romani, capitolul 6, versetul 23, spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru.
faptul că Iisus Hristos a înviat din morți dovedește sau semnifică că și noi putem să avem viață veșnică prin credința în El. În dupămasa aceasta am să vorbesc câteva cuvinte, îi voi lăsa mai mult loc la fratele nostru, despre învierea oamenilor. Iisus Hristos, învierea Lui pe care o observăm astăzi și o observăm în fiecare an, n-a fost întâmplătoare. El a venit aici jos pe pământ ca oamenii, cei care erau morți în păcatele lor, să învieze. Acesta a fost scopul pentru care a venit Domnul Iisus Hristos aici. Să moară pentru păcatele noastre, să aducă jertfa de ispășire și apoi noi să înviem la o viață nouă. În Apocalipsa, capitolul 20, versetul 6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, asupra lor moartea n-are nicio putere. Despre care înviere este vorba? Sau câte învieri sunt? Și Biblia ne prezintă două învieri. Una este învierea spirituală. Oamenii care aud glasul Evangheliei, chemarea lui Dumnezeu, aceia își predau în mâna lui Dumnezeu viața lor, cred în jertfa Domnului Iisus Hristos și înviază o viață nouă. Aceasta este prima înviere. Și a doua înviere este învierea tuturor oamenilor. Este învierea fizică în care toți oamenii, indiferent când au murit, indiferent dacă s-au împăcat sau nu cu Dumnezeu, vor trebui să învieze ca să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu să dea socoteală. În legătură cu prima înviere, citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Aceasta este prima înviere. Cei care aud glasul lui Dumnezeu, cei care aud glasul Evangheliei, se trezesc din morți la o viață nouă. Foarte interesant, dacă ucenicii pe care îi prezintă Scriptura erau niște fricoși și unii dintre ei se îndoiau când au venit femeile de la mormânt să le spună că l-au văzut pe Iisus Hristos viu, știți ce scrie Evanghelistul Luca? Ei credeau că sunt niște basme, că sunt niște povești. Nu credeau că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Dar învierea Domnului Iisus Hristos a schimbat viața lor. Ei au auzit mesajul lui Dumnezeu și iată că doi dintre ucenici care mergeau spre Emaus l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Cum erau ucenicii aceștia doi? Erau triști, vorbeau de evenimentele care s-au întâmplat, așa cum vorbim noi astăzi. Viața lor era o viață tristă, era o viață de restriște. Momentul în care ei au înviat și l-au văzut pe Iisus Hristos viu,
lucrurile se schimbă. Au alergat plini de bucurie și au alergat la ucenici să le spună că Domnul Iisus Hristos este viu. Viața lor n-a mai fost aceeași. N-a mai fost viață tristă, a fost o viață plină de bucurie. Pentru că învierea celor care zac în mormintele păcatului, în momentul în care vin cu Iisus Hristos, cel care a fost înviat, se schimbă. Înviază și ei o viață nouă. Mulți oameni care trăiesc pe pământul acesta au impresia că trăiesc bine și să nu deie socoteală de nicio faptă de-a lor lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut ca să învieze pe toți oameni. Și un coleg de-a meu de Evanghelie a predicat odată când era în fața mulțimilor și le-a spus așa: uitați-vă la religia dumneavoastră, ce a făcut din dumneavoastră. Și dacă constatați că n-a făcut numai rele și că nu v-a schimbat viața, atunci vă rog, schimbați-vă religia. Știți dumneavoastră ce înseamnă religie? Religie, că unii spun, nu putem să fim mântuiți prin religie. Vreau să vă spun că religie vine din greacă, de la cuvintele religare, adică legare din nou de Dumnezeu. Religia este legarea din nou de Dumnezeu. Iisus Hristos a venit aici jos pe pământ, a murit și a înviat cu scopul ca să ne relege din nou de Dumnezeu. Și dacă legarea aceasta n-a fost bună, dacă trăirea vieții noastre pe pământ nu este bună, înseamnă că nu este bună religia noastră. Trebuie să o schimbăm. Religia adevărată este cea care ne leagă de Dumnezeu. În Sfânta Scriptură găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetul 24. Un text foarte bine cunoscut de noi, nu totdeauna băgăm de seamă la detalii. Ascultați, vă rog, ce spune acest verset. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Este vorba de fiul risipitor, care a spus: tată, dă-mi partea de avere ca să plec să-mi petrec în desfrâu. Și după ce a risipit toată averea, după ce a ajuns la porci, el s-a trezit, a înviat din morți, deși era viu fizic. Este vorba de prima înviere și tatălui îl așteaptă cu brațele deschise. Și tatălui îi spune: acest fiu al meu era mort și a înviat. El de data aceasta spune: tată, nu dăm banii ca să mă duc să petrec. Nu dăm partea mea de avere care mi se cuvine. Tată, eu nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul al tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Nu vede niciun drept să umilește. Și tatălui spune: acest fiu a înviat. Este vorba de prima înviere. Spune în epistola lui Pavel către Romani, la capitolul 6, la versetul 4,
Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Care-i viața pe care o trăiești dumneata? Care-i viața pe care o trăiesc eu? Iisus Hristos a înviat din morți și spune în versetul 20 din 1 Corinteni, El este pârga, adică este cel din tâi rod. După aceea mai urmează roade care vin și se coc și se fac mature. Urmează recoltă mare și această recoltă este învierea oamenilor. Învierea oamenilor din păcatele lor. Atunci când vecinul meu se uită la mine, am stat de multe ori și mi-am analizat viața. Ce spune vecinul meu despre mine? Eu spun, eu am înviat din morți. Poate că spune la fel cum au spus fariseii. Și poate că unii suntem ca saducheii care nu cred în înviere. Iubiții mei, indiferent că înviem acum din morți, prima înviere, sau respingem și nu credem în ceea ce spun Scripturile, într-o bună zi vom fi și vom vedea și vom avea parte de a doua înviere. Ce vom face atunci? Iisus Hristos a înviat din morți ca să-mi dea mie și dumneatale o viață nouă. Tot în Cartea Romanilor, la capitolul 7, versetul 4, spune așa: Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ceea ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică a celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem rodă pentru Dumnezeu. Care este roda lui Dumnezeu? Sau, dacă vreți, roda Duhului. Roda Duhului, dimpotrivă, este dragostea, este pacea, este facerea de bine, este credincioșia și enumără o listă mare. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Aici am citit că ne-a izbăvit de lege. Toți aceia care înviem împreună cu Hristos suntem izbăviți de lege ca să trăim pentru Cel care a murit pentru noi și a înviat pentru noi. În Cartea a doua Corintenilor, la capitolul 5, la versetul 15. Și El a murit pentru toți. Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. În Coloseni, capitolul 3, versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Care este preocuparea mea în fiecare zi? În fiecare zi ar trebui, spune Scriptura, să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, plăcută și sfântă înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El a murit pentru noi și a înviat glorios și acum așteaptă ca să avem și noi parte de întâia înviere. Indiferent că acceptăm sau nu să trăim viața cu Dumnezeu, să trăim viața pentru Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care a înviat din morți,
într-o zi vom avea parte de a doua înviere. Foarte interesant, am citit sau am citat dimineață din Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30 și 31. Ascultați, vă rog, acum ce spune versetul 32. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții ziceau, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Erau cele mai mari capete a lumii de atunci, erau filozofii greci și pe ei depășea învierea. Iisus Hristos a înviat din morți. Nimeni n-a putut ca să aducă oasele Lui nici măcar o farsă, pentru că El este viu și El a înviat. Soldații care erau puși, soldații romani, n-au putut ca să-L țină acolo în mormânt. Pentru că spune Sfânta Scriptură, s-a făcut un mare cutremur de pământ și cutremurul acesta a dat piatra la o parte. Iisus Hristos a înviat biruitor. Și acum așteaptă ca și noi să înviem dintre cei morți. Și numai atât. Dar să dovedim că suntem vii împreună cu Hristos. În Cartea Romanilor, capitolul 2, versetul 6 și 7, spune așa. Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și la ceilalți le va da pedeapsa care li se cuvine. Iubiții mei, suntem chemați în fața lui Dumnezeu ca să înviem cu Hristos și să trăim o viață nouă. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, ultimul verset pe care o să-l citesc, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia încă în trup. Ne așteaptă răsplătirea Tatălui Ceresc, care știe că aici pe pământ sunt ispite, sunt greutăți, este prigoană, uneori se ajunge la moarte fizică, dar care nu pot să ne facă niciun rău sufletul. Și suntem chemați ca să trăim viața aici pe pământ cu Mântuitorul Iisus Hristos și pentru numele Lui. De aceea, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să trăim aici pe pământ, acum, pentru Cel care a înviat din morți, pentru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Doamne, ajută-ne să facem aceasta și dă-ne puterea Ta, Duhul Tău cel Sfânt, ca să putem să realizăm acest deziderat. Binecuvântat să fie numele Domnului, care ne-a dat toate, tot ce avem nevoie, ca să fim copii adevărați ai Lui. Amin. Amin. Vom asculta un solos pe slava Domnului. Thank you.
Tasă s-a dus, nimic nu și-au spus, a lor prea iubit s-a stins. Tot ce le-a spus, aia a pus, iar drumul înainte-i închis. Și tot ce-a visat, i s-a destrămat. Nu sperau să fie așa. Grădina a trădat, capat apilat, ce noapte lungă și grea. Noaptea în vis, a lui Dumnezeu, sper.
Dumnezeu și așteptări pe care le avem unii de la alții. Se pare un lucru foarte interesant să te uiți la acești oameni care au fost cu, pentru 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos și în momentul acela culminant din viața lor, oamenii aceștia au trecut prin cea mai mare dezamăgire din viața lor. Mă întreb dacă în seara aceasta este cineva care, ca și copil al lui Dumnezeu, ai fost vreodată dezamăgit. Poți să fii dezamăgit de oameni, poți să fii dezamăgit de tine însuți, sau poți să fii dezamăgit chiar de Dumnezeu. Asta nu semnează că Dumnezeu dezamăgește pe oameni, ci exact ca și în textul acesta, ca și oamenii aceștia care ar fi fost cei din tâi care să aștepte ziua aceea prin credință, așa cum le-a spus Domnul Iisus Hristos, iată-i, dragii mei, într-o călătorie pe care ei o fac și nu este ușor de înțeles de ce ei nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos? E o întrebare care a pus-o El însuși ucenicilor și care fiecare dintre noi, ca să putem să mergem cu El, trebuie să avem un răspuns. Mi se pare interesant că, întâi de toate, acești ucenici care au mers cu Domnul Iisus Hristos, pentru ei Iisus Hristos a fost un călător necunoscut. Nu înțelegem încă o dată de ce nu l-au putut recunoaște, dar e de înțeles ceea ce au cunoscut despre El. Au fost atât de aproape și totuși atât de departe încât oamenii aceștia, așa cum spunea fratele Nelu, n-ar fi ajuns niciodată la a doua înviere. Ca să ajungi la învierea din morți, învierea trupului, trebuie să ajungi la învierea sufletului. Trebuie prin credință să ajungi să-L cunoști pe Iisus Hristos ca Cel care, așa cum spunea cântarea, a adus zorii peste întunericul acesta de păcat și deznădejde. Dar ei au știut că El este un profet, ei au știut că El este un învățător, versetul 19, și au știut și au considerat că El este Mesia. Au știut și despre mormântul gol. Și totuși, tot ceea ce au știut ei nu i-a ajutat să ajungă acolo unde Dumnezeu vrea pentru fiecare dintre noi să ajungem la adevărul despre Iisus Hristos. Dragii mei, în seara aceasta putem avea toată informația din Biblie și putem fi atât de familiari și dacă stați de vorbă cu copiii dumneavoastră și întotdeauna le spuneți despre Domnul Iisus, despre Scriptură. Întrebarea care se pune întotdeauna și cea mai importantă este, au ajuns la El. Au ajuns să cunoască pe El. Recunosc în cuvântul lui Dumnezeu, în învățătura Scripturii, pe acest Dumnezeu care în dragostea Lui a iubit pe păcătos atât de mult încât l-a trimis pe pământul acesta. Și ce dezamăgire, dragii mei! Oamenii aceștia care au fost cu El, fost ucenici, n-au ajuns atât de departe încât să-L recunoască pe El pentru ceea ce este El. Și totuși este interesant, dragii mei, și dacă există cineva care se confruntă cu problema aceasta și te întreb ce să faci, cred că Iisus Hristos este modelul suprem. E așa de frumos și am spus când a fost în legătură cu intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și am rămas personal așa de cercetat de faptul că Iisus Hristos cu adevărat i-a iubit pe acești ucenici. A fost atât de interesat de viața lor, a petrecut timp cu ei.
și a căutat să învețe adevărul despre Dumnezeu. Cum ajungi la acest adevăr? La acest adevăr, fiecare dintre noi ajungem prin cuvântul Scripturii. Se spune despre Luther, care a făcut acea reformă, acest călugăr catolic, care în frământarea lui și în starea lui în care căuta adevărul, era așa de îngrozit. Era așa de cercetat și într-o zi, într-o seară, a fost așa de o furtună puternică și a fost așa de cutremurat, dar n-a ajuns să cunoască pe acest Iisus până când a ajuns la cuvântul Scripturii. Religia i-a spus despre El, dar cuvântul Scripturii l-a ajutat și ceea ce a fost important pentru El a fost cuvântul acesta, neprihănirea care se capătă prin credință, nu prin religie, nu prin ceea ce facem noi. E acest dar al lui Dumnezeu, darul credinței, se spune despre Augustin, un om care, pentru care mama lui s-a rugat și a studiat filozofia și a ajuns în păcat, a ajuns să aibă un copil cu o femeie și într-o zi și el, frământat de starea lui, a auzit cuvintele, du-te și citește, și s-a dus la cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu a fost acela care i-a vorbit. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a luat cuvântul și l-a dat acestor ucenici care l-au auzit de nenumărate ori. Știți care este antidotul nebuniei și necredinței? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu explică suferința. Domnul Iisus le-a spus, nu trebuia să sufere Fiul lui Dumnezeu așa cum este scris. Domnul Iisus Hristos le-a spus despre gloria care urmează în spatele crucii. Dragul meu, dacă astăzi porți o cruce, aș vrea să nu uiți. Și acum se spune, fără cruce, nu-i cunună. A trecut Iisus Hristos pe drumul suferinței, va trebui să trec eu și fiecare dintre noi. Dar, dragii mei, așa spune, după suferință a intrat în glorie și stă la dreapta lui Dumnezeu. Dar iată, dragii mei, că a venit seara și acești doi ucenici au intrat în casă, nu ne se spune detalii, dar ceea ce au făcut, Iisus Hristos a fost primit ca un oaspete. Poți să-L primești pe Iisus Hristos ca un oaspete. Și ai harul în timpul acesta care îl petreci cu El. Chiar dacă nu îl recunoști dintotdeauna de la început, și e interesant, oamenii aceștia au vorbit, le-a vorbit din Scriptură și până în momentul în care Iisus Hristos a luat pâinea, a binecuvântat-o și a frânt-o. Când cântarea a cântat, orchestra a cântat o cântare, e interesant așa cum în memoria mea mi-am adus aminte de corul de la Lugoj și cântarea aceasta a fost cântată de corul de la Lugoj și cred că și Cosmin își aduce aminte, fratele dirijor Gheorghe Batacă, a fost un om deosebit. Dar, dragii mei, atunci când înaintea lui Dumnezeu iei timpul acesta să-L petreci cu Dumnezeu, poate ca un oaspete câteodată. N-ai atât de mult timp. Nu poți să citești atât de mult Scriptura și când o citești, așa cum de multe ori în discuțiile care le-am avut, parcă e momentul acela în care mintea nu ți se poate concentra la ceea ce citești. După o zi de călătorie, e întotdeauna extraordinar să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu. Când se face noapte, în mod deosebit, El este Cel ce cu lumina Lui pătrunde orice întunere, noaptea nu fizică neapărat, poate să fie noapte spirituală, poate să fie păcat. Fiecare putem cădea. Și nu ne putem vedea, dragii mei, căderea
până când Iisus Hristos vine cu lumina Lui. Dar nu este nimic mai extraordinar ca să stai la masă cu El. Vineri am stat la masa Domnului. E masa Lui. E masa unde ne amintim de suferințele Lui. Dragii mei, lor li s-a deschis ochii, cum sunt ochii noștri. Domnul Iisus însă spunea, au ochi și nu văd, au urechi și nu aud. Și apoi se apropie momentul acesta de surpriză. Cei doi le arde inima. Să știi că atunci când cu adevărat ești cu Iisus, ceva se întâmplă în inimă. Necurăția clopotește, așa cum spunea Petru, poate în momentele cele mai grele din viață, aurul se curățește prin focul prin care Dumnezeu îngăduie să trecem. Ce extraordinar! Acești doi care nu mai pot să stea singuratici. Și aici este imaginea Bisericii lui Hristos. Dacă poți să stai acasă când frații sunt la închinare, însemnează că focul acesta s-a stins. Însemnează că adevărul despre Hristos a început să se stingă și El. S-au întors și când s-au întors, au auzit marea veste și cea mai puternică veste și care trebuie să o auzim și o auzim întotdeauna când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. A înviat Domnul! A înviat Domnul! Și, dragii mei, la Biserica Americană aveam timpul acesta de mărturii personale și frații fiecare spuneau în ce fel Dumnezeu i-a ajutat. Ce s-a întâmplat în viața lor? Ceea ce au citit și aveau mărturiile lor, oamenii aceștia au avut și ei mărturia și au spus, ne ardea inima. Dar nu l-am recunoscut. Și aud Petru, a fost la mormânt, aud că i-au știut despre acest lucru, dar când au auzit că au fost unii care l-au văzut, știți ce ar dori? Ca fiecare dintre noi să fim ca cei ucenici, să fim acei martori a căror inimă clocotește și în inima cărora adevărul acesta, Iisus Hristos este viu. Amen. Iisus Hristos domnește. Amen. Iisus Hristos are putere. Și, dragii mei, e interesant și poate că unii încă credeți că e nevoie de o evidență. Și aș vrea să spun că cea mai mare evidență pe care o poți avea în ce privește adevărul despre Iisus Hristos este atunci când simți boala păcatului și atunci când îți dai seama că singurul mijloc de curățire este să te atingi de El. Amin. Ramele Lui sunt încă deschise. Golgota stă ca o mărturie pentru noi. Și, dragii mei, Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, cu inima încălzită și parcă știind că cumva dorința lor este așa, măcar la Petru s-o fi gândit impulsiv să se scoală Petru și se duce să spună altora. Dar aș vrea să nu uităm niciodată. În puterea noastră nu putem face nimic. Domnul Iisus le-a spus, așteptați în Ierusalim pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fie puterea Duhului Sfânt care să coboare peste fiecare dintre noi. Prin Cuvântul Sfânt să ne învioreze pe fiecare dintre noi. Amin. Și Domnul Dumnezeu să facă ca în felul acesta. Acei oameni deznădăjduiți, ca și acești ucenici, să ajungă la mărturia aceasta extraordinară, Hristos, Domnul, trăiește. El este viu și așa cum spunea fratele Nelu, Dumnezeu ne-a chemat să fim aceste lumini în lumea aceasta plină de punere. Domnul să ne binecuvinteze. Ridicați în picioare. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să mulțumim pentru cuvântul care l-am auzit, pentru timpul acesta petrecut împreună. În mod deosebit aș vrea să ne rugăm o dată pentru copii. Aș vrea să cerem ca Dumnezeu să intervină în viața lor și Domnul să-i binecuvinteze pe ei, pe părinți, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, unicii care sunteți în seara aceasta și Domnul să facă ca prin puterea Lui Evanghelia și această mărturie a Învierii să ajungă la mulți nemântuiți. Amin. Amin. Venim cu toții înaintea lui Dumnezeu și un frate îndemnat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne conducă cu voce tare în rugăciune.
binecuvântat să fie numele Tău, care ne-ai trimis Evanghelia și Evanghelia aceasta jos până la noi. Mulțumim-o, Doamne, că n-am meritat această Evanghelie, această veste bună. Mulțumim-o, Doamne, că a venit și la noi vestea că Iisus Hristos este viu. Mulțumim-o, Doamne, că vestea aceasta ne-a înviat și pe noi din morți, din păcatele noastre. Mulțumim-o, Doamne, că lucrezi și în ziua de astăzi la copii. Și cei mai mulți care se întorc la credință, cei mai mulți care se întorc la Dumnezeu sunt copii. Doamne, binecuvântează pe copii din această biserică. Binecuvântează pe cei care se ocupă de copii. Doamne, ajută-ne ca să investim în copii, să avem milă de ei, să avem milă de sufletele lor. Uneori merg spre iad și spre pierzare. Ajută-ne să-i câștigăm pe toți pentru împărăția Ta. Doamne, vremurile pe care le trăim sunt vremurile de pe urmă. Suntem așa de aproape când Domnul Iisus Hristos stă să bată la ușă. Este chiar la ușă. Doamne, sensibilizează-ne ca să lucrăm cu Evanghelia. Așa cum Evanghelia a sosit la noi și vestea bună a sosit la noi, s-o ducem și noi la alții. Fă, Doamne, ca Evanghelia Ta binecuvântată, Evanghelia care ne-ai trimis-o din cer, fă, Doamne, ca această Evanghelie să fie o binecuvântare pentru toți cei care au venit la biserică. Doamne, binecuvântează pe toți cei care au fost prezenți. Binecuvântează-ne săptămâna care urmează. Ajută-ne ca să fim mesagerii Tăi prin viața noastră. Ajută-ne ca să dovedim că am înviat împreună cu Hristos. Și îți mulțumim că L-ai înviat pe Domnul Iisus Hristos și ai primit jertfa din mâna Lui. Binecuvântat să fie numele Tău. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, să aveți o săptămână de har și de biruință în Domnul Iisus cel înviat. Amin. Amin.